nici nu vă dați seama cât îmi este de greu acum să spun lăsați muzica în jos, pentru că e prima dată când aș vrea ca muzica să fie sus, sus, ca această întâlnire capitală să fie așa cum am văzut-o și am perceput-o eu în sala Teatrului Lipscani, acolo unde am văzut Ciuleandra. Dragii mei, bine v-am regăsit, sunt Maria Gheorghiu și am bucuria să vă anunț că întâlnirea mea capitală de astăzi se întâmplă cu doi artiști foarte valoroși. Este vorba de Mădălina Petrencu și Adrian Stavian. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Poate mai puțin cunoscuți publicului bucureștean, poate spun eu, eu mărturisesc sincer, Mădălina, pe tine te-am văzut prima dată acum în acest spectacol. Da. Și de astăzi pot spune că ești prietena mea. Pe Adrian Stavian îl știam de ceva vreme, ne-am cunoscut prin intermediul unui prieten comun, Daniel Iancu, la Constanța și evident prin muzica ta, Adrian. Când mi-ai spus că ai un proiect numit Ciuleandra, am ciulit imediat urechile, pentru că Ciuleandra te duce imediat cu gândul la ceva românesc, pur românesc. Ciuleandra fiind unul din miturile noastre ancestrale, am putea spune chestia asta. Și chiar mă gândeam, wow, ce o să fac Adrian Stavian cu această Ciuleandra? Cu mine, cumva, nu? Da, după ce am văzut spectacolul, mi-am dat seama că ăsta este un spectacol pur românesc care trebuie văzut de multă lume. Sunt foarte emoționată, mi se întâmplă de fiecare dată când ceva mă marchează puternic. Și spectacolul vostru ăsta a făcut. Ne-am și dorit să se întâmple asta, pentru că, să știi, și pe noi ne-a marcat acest spectacol. Nu e tipul de spectacol pe care îl cauți și zici, uite, îmi propun să fac ceva în felul ăsta, să facem o chestie sofisticată sau o chestie mai puțin sofisticată, dar vandabilă. S-a întâmplat cumva, ni s-au intersectat, ca și cum ar fi avut spectacolul un destin și am ajuns la o răscruce și acolo ne-am întâlnit cu ideile și s-au iscat în forma aceasta. O formă cu totul specială, putem spune, pentru că nu este un spectacol în sensul tipic al cuvântului. Este un, așa cum m-ați spus și voi, un spectacol manifest pentru ceea ce înseamnă rădăcină românească, un spectacol în care ați încercat să aduceți într-o altă lumină, cu alte mijloace de expresie, o parte din miturile românești. Ne-am dorit să găsim o soluție. Soluție e un cuvânt nepotrivit acum, să găsim modalități prin care să reușești să transpui în acest moment, să transceadă tot ce înseamnă valori ale culturii românești, poate valori uitate. De multe ori am suferit pentru faptul că folosim ritualuri fără să le mai știm semnificațiile. Așa și atunci este, par da? Depășite, da. Par ce fac eu acolo, de ce să fac asta, că ele sunt făcute pentru că au avut o încărcătură. O încărcătură spirituală, o încărcătură cu sens, care aparținea străbunilor, străbunelor noastre, dacă vorbim despre bunicile și străbunicile noastre, și care nu erau degeaba. Înainte să intrăm în emisiune, vorbeam despre soare și despre lună și despre faptul că suntem un popor care a avut întotdeauna cultul soarelui. Nu întotdeauna, am fost primii care au folosit cultul solar. Să nu uităm de preotesele, da, marele preotese care se închinau soarelui. Exact, da. Și întotdeauna femeile din acest neam al nostru au avut o raportare directă către lună. Există ritualuri dedicate lunii și femeii încă din timpuri de care noi nici măcar nu ne amintim. Dar bunicile noastre, străbunicile noastre le știau foarte bine și parcă e păcat să pierzi profunzimea. Da. Să pierzi profunzimea și să rămâi cu forma. Soarele și luna, mitul zburătorului, păstorul și păstorița. Ce ați mai avut? Ce alte simboluri ați mai avut în acest spectacol? Am avut multe simboluri.
Am avut... nici nu le-aș enumera așa. Aș porni de la tema principală, cea a iubirii, pe care am împletit, de fapt, toate ideile, ca într-o horă. De aici titlul... De aici titlul Ciuleandra. Da. Și ajungem, de fapt, la întrebarea principală. De ce Ciuleandra? Și ce-a fost mai întâi? A fost mitul Ciuleandra sau a fost hora Ciuleandra? Da, eu cred că au fost foarte amestecate. Cred că s-au îmbinat. Oamenii nu au dezvoltat degeaba aceste mituri. Nu au apărut întâmplător în lume. Au avut nevoie, așa cum au avut nevoie de dans. Nu a apărut că și-a propus cineva. A fost o nevoie de expresie. Și dacă mitul Ciulendrei a venit ca o expresie a încrederii în fantasticul drăgaicei, și dacă hora a venit ca o expresie a rotitului mână în mână, inimă lângă inimă, în timp ce soarele și luna se rotesc infinit, atunci n-ai cum să te gândești dacă s-au făcut înainte sau pe urmă. Au venit din punctul de începere. Așa cum în naștere există moartea și știi clar, la fel cred că în moarte există naștere. Absolut. Nu? Și așa au fost toate. Așa le-am adunat și în Ciuleandra. Am păstrat Ciuleandra ca idee a ciclului infinit, a cercului care niciodată nu se oprește. Și în cercul acesta am pus valori pe care le-am considerat ca fiind ale noastre, ale acestui neam românesc. Poate sună ușor, eu știu, pomponat așa, cum să vorbești despre neamul românesc, că parcă e la modă să faci asta, dar nu e la modă. Eu zic că este una dintre condițiile artistului născut și crescut în România, să vorbească despre valorile naționale și să le ridice în marele spectacol al lumii. Și cred că voi prin spectacolul ăsta, de fapt, asta faceți. Aduceți valorile românești în marele spectacol al lumii. Ne-am dorit să trezim atenția și celor mai tineri și celor care... Uite, aici aș avea un pic, cred că aici Adrian o să se supere puțin pe mine. Să spun ce mi-aș fi dorit eu mai mult de la acest spectacol. Desigur, nu toată lumea cunoaște aceste mituri românești și ele trebuie să fie cunoscute mai bine. Cei din sală trebuie să știe exact ce înseamnă zburătorul, ca să înțeleagă tot rostul a ceea ce se întâmplă acolo pe scenă. Trebuie să înțeleagă ce-i cu soarele și cu luna, trebuie să înțeleagă ce înseamnă postorul și păstorița, ceea ce mama, maica, maica, trebuie să știe lucrurile acestea ca să înțeleagă exact ceea ce ați avut voi să croionați. Ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să fie și ceva mai multă vorbă spre spectacol. Niște explicații. Așa devine puțin prea elitist spectacolul și se adresează invitat, doar... Și am avut discuții... Da, a fost o negociere continuă în timpul lucrului la spectacol. Eu aș fi vrut să-l țin chiar fără vorbe absolut deloc, fără voce, dar într-adevăr ajută foarte mult vocea. Ajută. Uite, la un moment dat spuneam cu prietena mea că simțeam nevoia unui caiet de sală. Da. Deci oricare tu de sală, noi între noi discutaserăm, da. Și știam toți, avem portaluri între lume, da. Acolo avem fel și fel de secvențe pe care foarte bine le-ai aranjat prin spectacolul de lumini, un spectacol absolut extraordinar, așa cum m-a impresionat foarte mult și harpa laser. Da. Folosită, da. În viitor vom avea pliante cum trebuie. Am crezut că zice că mai punem cuvinte. Nu. Apropo de cuvinte, au fost puține cuvintele din spectacol, însă esențiale. Faptul că eu am simțit nevoia, ascultând acele puține cuvinte, să iau pixul și hârtia și să le notez, înseamnă foarte mult. Da, le pot să-ți zic o parte din cuvinte și tu le păstrezi așa cum aici. Și le asculți cum vrei. La un moment dat spuneai că ceea ce nu-ți amintești... Cu uitarea. Dorul nu mai doare. Când e doar uitare. Nimeni nu trăiește ce nu-și amintește. Senzațional. Mulțumesc. Aici este o parte foarte importantă din tot ce a dat poporul ăsta român lumii, universalității.
în întreg ne-am dorit pentru asta. Pentru că se știe clar că dorul este specific românesc. Da, nu are traducere în nicio altă limbă. Nicio altă limbă. Nu are traducere. Nici maica, eu nu știu dacă acest principiu al maicii în întregul ei există în vreo altă cultură. De aceea cumva am ales să fie reprezentată de o păpușă în loc să fie reprezentată de o actriță. Eu sunt sub maică permanent și au fost oameni care m-au întrebat pe urmă, tu nu joci până la momentul nu știu care? Ba, sunt clar de la început în acea păpușă și m-am bucurat să fie o structură înaltă, o structură supradimensionată, pentru că să întotdeauna peste toți. Da, am văzut-o pe un ca pe un ax, așa cum mama este în familie cea care ține vatra, ține focul, ține căminul și ține pruncii. Ea are trecere și când păstorul merge în lumea de dincolo să-și caute iubita și intră chiar și acolo și cineva m-a întrebat, a murit de este acolo? Nu, nu a murit. Este ca rugăciunea ei, iar gândul mamei e întotdeauna dincolo de orice realitate pe care o poți vedea, este pretutindeni. Orice mamă cred că știe asta, cum își imaginează că gândul ei trece peste orice dimensiune lumească și nelumească și ajunge acolo unde trebuie să fie bine. Da, mi-a plăcut și cum ați folosit mitul zburătorului. Poate ar trebui să detaliem puțin și... Păi, l-am luat atât ca mit în structura lui de bază și ce a zis Heliade Rădulescu despre el. Am combinat toate variantele pe care le-am putut descoperi de-a lungul timpului. Și aici am avut multe gânduri, pentru că există și o variantă feminină, adică se putea zburătoreasa. Așa. Cu toate astea este mai cunoscut ca zburătorul. Legenda spune clar că a fost cel care nu a putut să fie iubit cât era în pe viață, pământ, și a început să bânduie. Și apoi s-a răzbunat într-un fel. Am luat acest mit ca pe o piedică în calea unei iubiri pământești. De multe ori iubirile pământești nu se împlinesc și poate uneori sunt dureroase. Experiența în iubire îți arată că nu neapărat o iubire împlinită duce spre fericire. Toate poveștile, toate basmele se termină în momentul nuntirii. Da. Și cele românești și cele internaționale. Și ei au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Nimeni nu ne zice cum. Și cumva ajungi la concluzia că s-ar putea ca o iubire, poate chiar neîmplinită aici, să fie acea iubire păstrată în ceare ea imaculat, frumos, pur. Mai mult, poate să transceadă dincolo de lumesc, în ceresc. Și acolo să existe așa cum vrei ca legătură. Absolut. Și aici nu pot să nu mă gândesc chiar și la genialitatea lui Mihai Eminescu în Luceafărul. Pentru că Luceafărul este, de fapt, tot un zburător. Da, da, Cătălina... ales iubirea pământească, vezi? Da. Și la noi ea rămâne cu păstorul. Iar stelele și luna le-au ținut cu luna. Da, da, ne-am dorit și avem momentul nuntirii pe care am vrut-o cosmică prin luminile pe care le-a ales Adrian, prin sunetul pe care l-a făcut și l-a propus. Toată povestea, să știi că a început de la muzică, de la sunet. De la sunet, da. El a făcut muzică. Am văzut că ai avut la un moment dat în lumini și curcubeul. Da, am fost un, nu știu, a fost ori pe lasere, ori... Pe lasere, da. Da, ne-a ajutat o echipă din Brașov, a ieșit super bine. Cred că e foarte multă muncă. Acum, revenind puțin cu picioarele pe pământ la bucătăria este spectacolului... un efort considerabil din toate punctele de vedere, și fizic, și psihic, și emoțional... A fost destul de greu să-l... Am văzut ce ai făcut acolo pe scenă. Tu în permanență aveai mâinile ocupate. Pentru că, într-adevăr, în o oră cât are spectacolul, da, în 60 de minute ai muncit non-stop. Că ține mâinile pe clape, mie mi se pare așa, într-un fel. Dar când prietenul meu atinge raze de lumină așa, și ele cântă, asta mi se pare genial, că sunt într-o visare Harpalaser, care a trecut în realitate. Hai să povestește puțin despre modalitatea asta de a cânta cu harpa laser. Din câte știu eu, în România nu mai folosește nimeni lucrul ăsta. Da, eu am
început cu harpa laser, cred că am făcut primul eveniment acum vreo 4-5 ani. Mă rog, primul model era un model mai simplu, doar o singură culoare pe verde, gen cum l-avea Jean-Michel Jarre. Exact. Între timp, doar la Jean-Michel Jarre am mai văzut harpa laser. Au apărut modele mai sofisticate. Harpa aceasta care o am acum este un model 3D. Se face un fel de evantai. Și aici poți să schimbi culorile, să setezi anumite chestii. Mă rog, principiul de funcționare e destul de simplu. În momentul în care eu întrerup o rază laser, controlul respectiv interpretează. Am întrerupt a treia rază. El știe că e nota mi sau nota fa, a cincea note. Noi toți ne-am dus și am pus degetul pe lumină să verificăm dacă sună așa, că aveam impresia că se joacă pe niște raze și că nu poate să sune raza aceea de lumină. Și am verificat toți. Extraordinar, da, și lumina care cântă. Care cântă, nu-i așa? Da. Superb. Și mie mi s-a părut foarte frumos. Tot spectacolul este, de fapt, un spectacol de lumină în lumină și închinat luminii, am putea spune. Mulțumim pentru gândul acesta. Da, așa este. Da. Hai să ne întoarcem la Ciuleandra și de la ideea de la care ați pornit spectacolul. Uite, exact acum când se aude pe... mi-a plăcut că ați respectat în spectacol ideea. Ciuleandra este, de fapt, un dans care devine din ce în ce mai iute, foarte alert, devine foarte alert. Nu doar că l-a făcut să fie mai alert și mai alert și să își modifice ritmul. Mie mi-a plăcut, de exemplu, faptul că a adaptat și odată cu ritmul a modificat și starea. Vezi cum se aude, cum s-a auzit adineauri. Da. Aceasta este intrarea și momentul zburătorului. Ciuleandra dintr-o dată s-a modificat și pe personalitatea, pe intenția momentului ce. Și iar mi s-a părut foarte interesant de căutat și de exprimat mai departe. Știi cum e? Ca și cum dacă asculți o melodie și ești fericit, ți se pare că melodia aceea sună fericire. Dacă asculți o melodie și ești melancolic, parcă melodia îți inspiră melancolie. Dacă umbli prin ploaie și ești depresiv, ploaia e deprimantă. Dacă aceeași umbli prin melodie. Ploaie și ești îndrăgostit, da, aceeași ploaie, da. Aceeași piesă. Totul se modifică în raport cu realitatea. Ta. Pe motivul tradițional, codrui frate cu românul. Da, m-ați făcut, după ce am văzut piesa, să revăd cam ce știm noi despre Ciuleandra. Păi, Ciuleandra știm că, ce știe tot românul de rând, că este un cântec pe care Maria Tănase l-a făcut cunoscut lumii. Mai știm că Liviu Lebreanu a scris Ciuleandra și că un regizor român important a făcut un film și cam atât. Dar mai sunt lucruri interesante despre Ciuleandra asta. Și cred că este foarte important ca lumea să afle ce înseamnă de fapt Ciuleandra. Și prin spectacolul ăsta aflăm că de fapt Ciuleandra este un dans al vieții și al morții. Un dans al infinitului. Un dans al infinitului. Okay. E al vieții și al morții în condițiile în care accepti că dincolo de pragul morții există pragul viață, vieții, da? Și apoi ciclul continuă la să infinit. Să nu uităm ce făceau dacii, da? Dacii care se bucurau când murea cineva drag. Se bucurau pentru că știau că pleacă acasă, no, noi plângem viață. Omenește, da. Când plângem că moare cineva, dar chiar și în religia creștin-ortodoxă, ceea ce se spune apoi în trecerea spre dimensiunea spirituală este tot că se duce în loc frumos, nici de cum, ce tristețe că s-a întâmplat asta. Dar sigur că avem aici prieteni, avem aici legături. Ce mi s-a părut frumos a fost exact ideea de legătură. Ciuleandra este ceea ce face legătura între toate ființările, indiferent că o numești ființare în viu, ființare în tărâmul de dincolo, ființare în tărâmul cerului, ființare în orice plan interior, exterior. Relațiile, legăturile, asta am văzut în Ciuleandra. Țesătura. Am vrut la un moment dat să folosim un fuior, un fus,
și să pornim spectacolul pe firul plecat din acel fus și să, dacă puteam să facem și vizual, da, să plecăm și din fusul acela să iasă oameni, să iasă destine, să iasă întâmplări, ca și cum o țesere a universului ar face ca Ciuleandra să se transforme în horă omenească cerească. Da, frumos. Spune-mi, cui a venit ideea? Ție, Madalina, sau ție, Adrian? Așa cum ți-am zis, a fost o răscruce. Adrian făcuse muzica foarte Aveai frumos. Deja muzica... Da, nu era fix pentru Ciuleandra, nu erau temele din Ciuleandra, dar scheletul muzical era făcut. Erau vreo 7-8 piese care le consider foarte sensibile și frumoase, le simt foarte bine. Și am mai avut un partener în toată nebunia asta, pe domnul Ovidiu Chelu, care tot insista, hai să facem Ciuleandra. Și atunci am legat cumva, sau exact cum am și Mădălina, toate drumurile au dus undeva, nu știam exact unde, cum, dar s-a concretizat fix în chestia asta Ciuleandra. Și după aia am început să țes și temele Ciuleandra, exact cum am discutat mai devreme, în mai multe nuanțe. De la ritmul așezat, da, până la Ciuleandra, nebunia, exact. De la prima imagine, da, care s-a construit pe muzică a fost cea de la Ia-ți mireasă ziua bună. Muzica nu era musai tema de la Ia-ți mireasă ziua bună, dar odată ce am ajuns la pragul acestei nuntiri, cumva s-au construit apoi și dinainte și din urmă întregul și au venit până la rădăcinile de lumină ale pământului și ale cerului, de la un punct în care nu știi cum ar fi început, dar care clar avea în el toată desfășurarea. Da. Așa s-au iscat. Bun, ce o să faceți acum cu spectacolul ăsta? E gata? E pregătit? E sigur firul Ciuleandrei ce urmează? Că nu știm noi, da, exact. Eu vă spun sincer, m-aș bucura să-l vadă fiecare român, să vadă spectacolul ăsta. Și poate că așa s-ar mai trezi puțin și conștiința asta națională, conștiința românească, și altfel s-ar simți poate și românii în lume. Acum piesa e gata. Da, dar nu trag oblonul. Nu, pentru că este pentru noi ca o steluță care s-a aprins. Ele pot fi pe cer. Unii oameni vor ridica ochii și le vor vedea. Așa, foarte frumos. Unii spus. Oameni nu se vor uita spre cer, vor merge cu capul spre firul de iarbă, ceea ce nu înseamnă nici că e bine, nici că e rău. Poți să alegi. Și sperăm să fie cât mai mulți cei care să vadă și steluța aceasta aprinsă acum, cu toate gândurile noastre, cu tot ce am pus în drag și dor de lumină. E greu de susținut, așa cum ați și spus puțin mai devreme, de susținut un asemenea spectacol, pentru că el implică, în afară de un imens efort uman, se întâmplă în permanență ceva acolo în scena aia, e multă, multă mișcare, multă coreografie, foarte multă coreografie, așa cum spuneam și Adrian, timp de oră ești cu mâinile acolo pe clape și pe laser. Cred că acest spectacol ar trebui să fie susținut cumva de Ministerul Culturii sau de Institutul Cultural Român. Eu vă spun sincer că m-aș bucura să fie văzut în lume spectacolul ăsta. Mai întâi așa, în forma jucată, pe scenă, și apoi, de ce nu, susținută pe un DVD. Sperăm. Proiectul este în expansiune. Chiar și în momentul ăsta se lucrează la partituri. Sperăm să-l punem în scenă chiar și cu orchestra simfonică. Da. Da, da. Deci avem în vedere. Sperăm să reușim să-l și punem în scenă, așa cum Dar aveți deja contractate și alte spectacole în țară. L-am văzut la Teatrul de pe Lipțcani. Da. Bănuiesc că și la voi acasă, la Constanța. Acesta a fost, da, făcut în regie proprie. Noi ne-am agitat, noi ne-am promovat, da, împreună cu cei de la teatru de acolo. Da. N-am avut un partener care să ne susțină
să ne oferim, nu știu, niște condiții. Da, întotdeauna o nebunie, da, din asta frumoasă găsește și rezolvările, pentru că de acolo, de undeva, vin și rezolvările. Ne bază chiar și miracole. Cele, chiar și cele financiare, care nu sunt deloc de lepădați, de păcate. Da, sperăm să-l jucăm de cât mai multe ori, că într-adevăr am investit foarte mult în el, din toate punctele de vedere. Dar vom vedea. Foarte frumos ai spus. Ridicați, dragii mei, ochii spre cer să vedeți această steluță frumoasă care s-a prins prima dată la Constanța și acum este oferită lumii. Giuleandra, Mădălina Petrencu și Adrian Stavian, vă mulțumesc tare, tare și mult. Și în finalul mulțumesc acestei întâlniri capitale, dragii mei, vă propun să urmăriți câteva momente importante din spectacolul multimedia Giuleandra, un spectacol manifest pe care vă invit să-l vedeți atunci când veți avea ocazia. București FM, știrile care-ți vin la fix și genul tău de muzică.